Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Stadionul Giuleș mai tăcut parcă. Sunt 9-10 mii de spectatori. Suntem în etapa a patra a play-off-ului. Și a fost acel 4-0 cu FCSB în ultima etapă a sezonului regulat. Și toți vedeam Rapid a doua favorită la titlu. A venit însă meciurile din play-off și Rapidul le-a pierdut, incredibil, pe toate. Iar acum e în pericol să piardă și cupele europene. O, ce pasă bună, Krasnici. Și apără Nițui, Krasnici. A încercat, nu știu, să-i dea pe sub. Cred că nu s-a uitat. Să-i dea pe sub, să-i dea pe ia sub. Ia să vedem la luare. Eu cred că nu s-a uitat nicio cupă. Nițui a plecat înainte și Krasnici cu privirea, nu știu dacă nu e offside. Krasnici e cu privirea în pământ tot timpul. Se uită la portar, se uită. Nu știu cum poți de acolo. Da, pasa este bună, scapă Șafranco, este în unghi și trage acum tare. Șafranco alături. Oh, ce contraatac rapid și scapă Rahmani. Așteaptă venirea lui Ciobotariu, șutează cu stângul, apără încă o dată Nițui. Început foarte bun pentru portarul lui Șepși, care parează în două situații de 1-1 cu atacanții adverși. Mai întâi cu Krasnici și acum cu Rahmani, dar acolo este și intervenția foarte bună a lui Ciobotariu. Spătate numerică pentru Șepși în flancul drept. Vine centrarea, este o ocazie mare, nu se înțeleg și Franco. Nu-și dă seama că vine de acolo din spate Dumitrescu. S-au încurcat unul pe altul. Era gol. Deci dacă nu se bagă Șafranco, cred că era gol. A acționat ca cel mai bun dintre apărătorii Rapidului. Lăsat expus acolo Nițui și este pericol mare, dar ratează o preluare care poate destul de simplă. Și la Rapid, mare ocazie, Nițui zboară spre această minge trimisă de Rahmani și o prinde. Greșeală mare a apărării lui Eșep și n-aveau voie să-l lase pe Nițui atât de expus. Și iată aici faza grea de apărare pentru Șep și... Da, da. L-a tras. Penalti, da. Romada a încercat să șuteze. Dar Alimi are galben. E al doilea galben. Mâna la buzunarul de la spate. Opa, e offside. Ia să vedem. Da, da, e offside, e offside, e offside. Da. Nu mai totul se va întrerupe aici. Se anulează cartonașul galben, lovitură liberă indirectă pentru Șepși. A, îi explică lui Săpunaru. Îi explică lui Săpunaru decizia. Poziție bună în care se află Burmaz. Burmaz, Burmaz în unghi, Burmaz la o palmă de bară. E greu să dai cu ristul interior totuși gol din poziția aceea. Dacă vrei să marchezi, probabil că să dai cu exterior. Dar încă o dată, de remarcat ușurința o care Burmaz se desprinde din marcaj, știința de a avea același timing cu colegii, să nu intre în offside, se pare un atacant bun. Bună devierea lui Funșo. Centrare pe jos, greșeală. O, alunecă Rahmani când se pregătea să-l execute pe Nițui. Alunecă, îi fuge piciorul de sprijin. Ăsta-i ghinion. Trebuie să spun că suntem nostimi. E un fotbal nostim. Uite-l și pe Laszlo Dioseghi, patronul celor de la Șepși. A fost și el vizibil afectat de acea declarație a patronului Șucu. Iată ce ocazie! Nu poți să ratezi de acolo! Nu poți să ratezi! Mingea îi sare lui Roland Varga! Incredibil! Incredibil! Nu știu ce vrea Ioani! Minge! Cred că vrea minge! Să, deci, să o repună în joc! Iată ce se întâmplă aici! Deci fază discutabilă și pasă perfectă pentru Roland Varga! Nu e faul! Nu e faul! Cade, nu e faul acolo de Beliuc! Deci, agață vârful piciorului în iarbă!
Pentru că ultimele trei meciuri dintre cele două s-a terminat egalitate 0-0. Iată aici o pasă pentru Debeliu, care ia startul, oprește mingea, pasează înapoi, vine centrarea, lovitura de cap și gol! Offside. Sau de fluierul. Te așteptăm. Mircea Grigoriu este asistent. Mi s-a părut foarte evident. A fost centrarea lui... Dar golul s-ar putea să fie anulat. Aici nu e offside. Aici a fost offside. La Ștefănescu. La Ștefănescu a văzut bine Mircea Grigoriu. Aici mă miram că nu era nimic, adică era... Șepși cu încă o încercare de iuțire a jocului, minge în fața porții, este gol marcat de Beliu. Să vedem dacă se aude fluierul, nu se aude. Aici a fost gol valabil. Ștefănescu pleacă din poziție regulamentară, se pare. De Beliu înscrie la o pasă excepțională dată de Ștefănescu. A patra înfrângere, Dioseghi jubilează pentru că echipa lui vine spre cupele europene. Face 27 de puncte, este la 2 puncte de Farul și la 4 de CFR Cluj și de Universitatea. Dar golul putea în aer, să știi. Rapid, total dezorganizată în apărare pe acest final de meci. Da, o apărare extrem de permeabilă. Bine, ei s-au dus în față cu toții. Dar n-au produs nimic. Încercând să câștige meciul ăsta. E clar debusolat un pic patronul Rapidului. De aceasta patra înfrângere care se contează. Hai să vedem, nu cred că e nimic. Nu e offside. Nu știu să nici la DBU, dar nu cred. Nu e. Nu, e mult în spatele balului. Nu, nicio problemă. Gol simplu. Triunghi de pase care îl lasă pe... Și meritat, că după cum s-a jucat finalul de meci. Da, finalul de meci mai bun. Un triunghi de pase care îl lasă pe DBU singur. Numai Imperialul lui Bergodi să nu fie. 4 meciuri în play-off fără niciun punct. Niciun punct pentru Rapid. 3 goluri date.